bucuroși să participăm din nou la o acțiune de reîmpădurire, în special în această zonă care mult timp a fost afectată de poluare. Astăzi, împreună cu domnii de la Carpat Cement, facem o acțiune importantă pentru mediu, pentru comunitatea locală, o ocazie de a conștientiza opinia publică asupra sănătății mediului și a populației din zonă. Avem în grupul nostru copii mici și foarte mici, de la 6 ani în sus, care sunt foarte bucuroși să planteze ei cu mânuța lor copăceii și sperăm să se prindă toți ca să avem un aer mai curat și mai bun. Și am venit aici ca să plantez copăcei. Este prima oară când plantez copăcei și îmi place foarte mult. Da, ai reușit singurică sau ai avut ajutor? Am avut puțin ajutor, dar vreau să te-ai descurcat. Da. Vreau să plantez copăcei în continuare. Bravo. Și știi să ne spui de ce este important să plantăm copăcei? Păi, să plantăm copăcei este important că trebuie să-i plantăm ca să dea mai mult aer curat și să facă cât mai multe fructe. Bravo. Am venit aici ca să plantez copăcei și îmi place foarte mult. E mai frumos să plantezi copaci sau să te joci pe calculator? Să plantez copaci. Și nu e prima dată, pentru că te-am mai văzut și la alte activități. Da. Da? Unde ai mai fost și ai mai plantat? E prima oară când plantez.